cor reunit în această după-amiază. Ne face marea bucurie să fie împreună cu noi corul The Royal Singers și corul Teen Harmony. Teen Harmony îl cunoaștem foarte bine, dar parcă sună foarte interesant și atunci când se armonizează cu Royal. Albert Codreanu este dirijorul și aș dori să rog, acum la început așa surprinzător, să ne spună câteva cuvinte despre The Royal Singers. Haide cu noi aici. Apoi programul va continua cu multă muzică în după-amiaza aceasta și câteva intervenții care sper să facă foarte bine sufletului nostru. Tuturor oaspeților noștri mai de aproape, mai departe, ca de fiecare dată le spune un călduros bun venit. Călduros pentru că nu știu cât de bine funcționează aerul ăsta, dar și inima noastră este la fel de călduroasă pentru dumneavoastră. Să aveți o după-amiază binecuvântată și frumoasă. Abia spune câteva cuvinte ca să știm și noi ce ascultăm. După o cântare emoționată, mi-este greu să-mi regăsesc cuvintele, dar în primul rând vreau să vă spun personal un bun venit și numai personal și în numele prietenilor mei din corul The Royal Singers. Suntem un cor de cameră format din tineri iubitori de frumos, de muzică. Astăzi, din păcate, suntem doar o parte din cor. N-ar face plăcere dacă și noastră rezonați cu această idee ca pe viitor să venim cu toții și să ne acoperim de această datorie, pentru că asta am venit doar jumătate. Cu siguranță, noi luăm ca pe o promisiune aceasta. Da? Dacă dumneavoastră vreți, vă promitem cu atâția martori în fața noastră și fața lui Dumnezeu. Am venit la invitația bunului nostru prieten Andy Cisser. Am venit să fim alături de el și să fim alături de noastră în acest sabat. Misiunea noastră este să fim aproape de Dumnezeu și credem că muzica are un rol important în viața noastră. În societatea de astăzi mai greu putem găsi valori printre tineri, dar încercăm să ne mobilizăm, să creăm momente frumoase și să stăm la picioarele lui de fiecare dată când avem ocazia și să lăudăm prin talentele noastre și prin vocile noastre. Vă mulțumim pentru primirea frumoasă pe care ne-ați făcut-o până acum, pentru găzduire, pentru cele cu mare plăcere. Și asta de pe masă. Asta e numai început. Și sperăm ca în continuare să vă încântăm prin melodiile noastre. Mulțumim frumos. Asta e numai începutul și intenția mea este să vă naturalizăm în cele din urmă. Bacău e foarte primită. Nu se știe niciodată. Ce este lauda? Este un mod de a-ți arăta aprecierea pentru ceva sau cineva, de a recunoaște meritele cuiva, de a prețui atât de mult pe cineva încât să nu poți păstra în tine acest simțământ. Este o exprimare a unei trăiri interioare care îți aduce bucurie sufletească. Toate elementele Universului aduc laudă, orice copac, orice frunză, orice floare laudă pe Creatorul său, oferindu-se spre binele altora. Îngerii, plini de măreție, aduc slavă lui Dumnezeu lucrând pentru sufletele omenești. Ființele necăzute în păcat aduc slavă celui ce le menține în viață prin ascultarea și respectul lor. Dar omul, are el lauda pe buzele sale? Către ce sau cine se îndreaptă lauda sa? Izvorăște lauda din ființa noastră sau e nevoie de o educație pentru a ști să lăudăm? Cât e înalt și cât e zare, ființe în cer și pe pământ, cunosc puterea ta cea mare și spun cât ești de drept și sfânt. Dar mai frumos e cântul meu, cât m-ai iubit, știu numai eu. Tu sui genezele în lumină, splendori ce nu se mai sfârșesc, orice făptură ți se închină din neam ceresc sau pământesc, dar și mai fericit, mereu, cât m-ai iubit, știu numai eu. Și lumi de lumi se întrec să spună, din cer în cer cât ești de bun, se risipesc și se adună pe măreții ce nu apun, dar e ceva ce-i doar al meu, cât m-ai iubit, știu numai eu. Alerg înaintea slavei tale ca zori pe rotunde zăci, buchetul meu de osanale pe abia trezite depărtări. Dar mai frumos repet mereu, cât m-ai iubit, știu numai eu. Amin.
sfântă adorare, slavă și închinare numelui său mare. Aleluia, aleluia, Domnului, aleluia, Domnului, aleluia.
De unde izvorăște fericirea noastră? Privind doar la oameni, observ că ceva lipsește. Adevărata frumusețe a vieții este să lăudăm pe Dumnezeu. De ce să lăudăm? Oh, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui față de fiii oamenilor. Sentimentele se întăresc prin exprimare. Dumnezeu nu are nevoie de laudele noastre. El nu este un doritor de laude. El ne dorește pe noi. Lauda nu-L schimbă pe Dumnezeu, ci lauda mă schimbă pe mine, ajutându-mă să mă raportez corect la poziția reală pe care o am. Lauda aduce în noi eliberare de griji și bucuria relației cu Dumnezeu. A lăuda înseamnă a ne închina Lui, iar Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn și numai Lui merită să aducem închinare. A lăuda înseamnă a avea o credință vie în El, în ceea ce este El, în ceea ce ne-a spus El prin cuvântul Său. A lăuda este izvorul bucuriei și fericirii noastre. Psalmul 149. Lăudați pe Domnul. Cântați în cuvinte inedite. Spuneți cuvinte mari despre El în adunări, acolo unde se strâng credincioșii Lui. Israeliți, bucurați-vă, căci El vă e Tată. Fii ai Sionului, realizați cine v-a făcut. Să se laude numele Lui în jocuri. Lăudați-L cu toba sau cu instrumente delicate, ca harpa. Domnul se bucură când își vede poporul și îi slăvește pe cei nefericiți mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii îmbrăcați în slavă, să strige de bucurie în intimitatea lor. Să nu se lase doborâți de vrăjmași, să știe lumea că noi suntem ai Lui și vom învinge pe împărații lumii. Lăudați pe Domnul. Amin.
Avem în noi implantată dorința după ceva mai bun. A pus în noi chiar și gândul veșniciei. Din adâncul veșniciei, Dumnezeu a așezat în noi această sămânță din caracterul Său. Noi suntem ai Săi, îi aparținem și nu putem fi fericiți fără a ne reîntoarce la originea noastră. Dumnezeu a creat pe om după chipul și asemănarea Sa. El ne-a creat din dragoste, dorind să aibă o relație strânsă de părtășie cu noi. Chiar dacă noi am păcătuit, El nu ne-a părăsit, ci și-a dat viața în Fiul Său, Iisus Hristos, ca noi să fim salvați. Ce poate să răspundă sufletul meu la aceste adevăruri pline de solemnitate, la valul de iubire revărsat peste noi? Cum pot să tac să nu strig, o, Doamne, fii lăudat că ai murit și pentru mine că m-ai iertat și îmi dai viață în continuare? Îți mulțumesc și te laud pentru bunătatea ta, pentru grija și călăuzirea ta și pentru planul tău cu mine. Tu meriți totul.
ce pot să-ți dau eu? O inimă plină de păcat. Ia-o și schimbă-o tu, făcând-o curată și nouă. Pentru că vrednic este mielul care a fost junghiat ca să primească puterea, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda în vecii vecilor. Amin. Lăudați pe Domnul la răsărit de soare și la apus lăudați-L. Lăudați-L cu martori, dar și în propria cămăruță. Lăudați-L în comunitate, la un loc cu prezbiterii sobri. Lăudați-L când se bucură tinerii și privesc spre cer cu ochi de cristal. Lăudați pe Domnul cântând în gând, fredonând în șoaptă, cu gura până la urechi strigați, bateți din palme, să se trezească surzii și să se răstogolească ecoul. Spuneți lumii acesteia cine este adevăratul Domn, dar mai ales să știe tinerii, coloanele zilei de mâine. Lăudați pe Domnul, faceți-o cum vreți voi, dar lăudați-L. Thank you.
Ca nu cumva să șterbesc din frumusețea acestui program de laudă la adresa Domnului, aș dori să închei cu câteva cuvinte din Cartea Apocalipsei. De fapt, este o doxologie îmbibată armonios cu făgăduințele Bunului nostru Mântuitor Iisus Hristos. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine, că cel ce va birui, celui ce va birui, voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie,
După cum și eu am biruit și am șezut cu Tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Și iată că în cer era pus un scaun de domnie și pe scaunul acesta ședea cineva. Cel ce ședea pe el avea înfățișarea unei pietre de iaspi și de sardiu. Și scaunul de domnie era înconjurat ca un curcubeu, ca o piatră de smaragd la vedere. Împrejurul scaunului de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni îmbrăcați în haine albe. Și pe capete aveau cununi de aur. Cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaunul lui de domnie și îi se închinau. Îi se închinau celui ce este viu în vecii vecilor și își aruncau cununile lor înaintea scaunului de domnie și ziceau: Vrednic ești, Doamne, Dumnezeul nostru, să primești slava, cinstea și puterea, căci Tu ai făcut toate lucrurile și prin voia Ta stau în ființă toate care au fost făcute. Și cântau o cântare nouă și ziceau: Vrednic ești Tu să iei cartea și să-i rupi pe cețele, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele Tău oameni din orice seminție, din orice limbă, orice norod și orice neam, și ai făcut din ei o împărăție și preoți pentru Dumnezeul nostru, pentru că ei vor împărăți pe pământ. Și ziceau cu glas tare: Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, cinstea, slava și lauda și toate făpturile care sunt în cer și pe pământ și sub pământ, pe mare și tot ce se află în aceste locuri, le-am auzit zicând. Acelui care șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin. Amin. Blessed is the seed of Abraham. Blessed is the people of God.
They welcomed the Messiah as he came through the gates. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna through the crowded streets. Thousands came to see him, to cheer us here on one. Hosanna, Hosanna was their cry. Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă al Său nume și nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru lume. În numele Domnului Iisus Hristos vom lăuda pe Domnul la închiderea programului din acest sabat cu imnul numărul 14. Intre prima dată doar Doamnele. Al Său nume și nu uita niciodată cum s-a jertfit. Acum și Domnii în canon. Pe Domnul, binecuvânt al Său nume, ce nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru. El a plătit pentru al tău păcat, cu sânge sfânt vina ți-a spălat. Pune-i în cale cobor dosanale și cântă cu inimii tale. Binecuvântă pe Domnul, binecuvânt al Său nume, și nu uita niciodată. Bunătatea sa ți-a risipit suferința grea. Pune-i în cale covor de petale din florile dragostei tale. Binecuvântă pe Domnul, binecuvânt al Său nume, și nu uita niciodată s-a jertfit pentru lume. Binecuvântă pe Domnul, binecuvânt al Său nume, să nu uita niciodată cum s-a jertfit pentru lume. Aripi de vultur ți-a dat să zbor, ți-a luminat anii trecători. Pune-i în cale psalte și chimbale și cântă durările sale. Binecu-
s-a jertfit pentru lume. Binecuvântă pe Domnul, binecuvântă să nume, și nu uita niciodată că ne-a jertfit în mereu. Îți mulțumim, Tată Ceresc, în meritele Mântuitorului, pentru acest sabat minunat petrecut la picioarele Tale. Îți mulțumim pentru învățăturile spirituale pe care le-am primit. Îți mulțumim pentru acest program, pentru acești tineri minunați, și Te rugăm să-i călăuzești pe toți în împărăția Ta cea sfântă. Pentru tinerii care vor păși mâine în legământul căsătoriei, Te rog să le rezervi o zi însorită, o zi frumoasă, și ajută-ne pe noi toți să nu lipsim niciunul la anunta mielului din împărăția Ta, unde să Te lăudăm în veci de veci. Amin. Vreau să vă facem o surpriză. În program mai era o singură piesă. Vrem să cântăm două piese. Una dintre ele, cea pe care am cântat-o anterior și a fost un mic incident la pian, și ultima piesă din program după aceea.
Ar fi cazul să mai coborâm și pe pământ. Cred că internetul putem închide ca să mai zic de ceva între noi.